Mi-a plăcut foarte mult și ce ne-a adus Dedicul astăzi, în special știrea cu recompensele, cu tombolele pentru vaccinare de prin Asia. Deci dacă la noi s-au dat mici la obor, am înțeles că prin Thailanda s-au făcut tombole cu vaci? Păi dar ce vrei să-ți dea acolo? Care este la noi, se dă, la mine în sat? S-a dat ca și premiu și mașină, da? Pentru această campanie. Păi care este mijlocul de transport în comun în Thailanda la oamenii acolo? Vaca. Iată. Bun, citesc aici că au mai rămas 27 de vaci la tombolele din Thailanda și oamenii sunt super încântați. Adică nouă ni se pare amuzant, dar pentru ei chiar este o oportunitate extraordinară ca să vedeți și diferența de cultură și de viziune asupra vieții. Și bineînțeles că au și ei antivacciniștii lor pe acolo, care au lansat deja o petiție, spune mu vaccinării. Este, așa se numește și schimb, încearcă. În schimb, la noi vaca e foarte apreciată că se vede. De asta am pun și de astea mai largi, ca să știți. Bun, în Hong Kong am înțeles că era cu apartamentul de 1,4 milioane recompensă, tot așa, tombolă. Da, mi se pare foarte mult. 1,4 milioane de dolari pentru un apartament unde ai zis în? În Hong Kong. Da, mult. Bă, dacă era la Cluj ziceai, da, Hong Kong, două încolo. Păi acolo știi doar că e fain. Adică. Am mai văzut în Indonezia că dădeau fiecărui vaccinat câte un pui viu. Iarăși mi s-a părut foarte interesant, deși aici e un pic cu duș întors. De ce? Că te vaccinezi tu, dar e un cerc vicios, că după aia trebuie să te duci să vaccinezi și puiul antiaviară. Uite și uite așa, puiul se vaccinează și el trebuie să primească și el o recompensă, primește o vacă. Și uite așa ca un chicken. Ca în desenul animat. Sau și puiul piu-piu și vaca mumu. Știi un cântec cu puiul piu-piu? Nu știu, nu. Mă duceai la teren și cumpărai un pui, și cumpărai un pui, și cumpărai un pui. Puiul strigă piri-piri, pui mă cheamă mândrulița mea, că eu m-aș însura. Nu știam, de ce să vă mint, nu știam. Dar o știu pe aia cu cow and chicken. Nu vă uitați la desenele astea cu cow and chicken? Când eram mic, hai să vă aud dacă știți. Nu știu, dar eu știu mai la radio este un pui. Și eu tot pe la radio. That was proud. He didn't care how. Ta-n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 a
ta. Asta e. La radio este un pui. Asta e. La radio este un pui. Și pui piu, și miu, miu, piu, și miu, miu, piu, și pui piu, și pui piu, și pui piu. Voi la radio aveți pui? N-aveți. La radio este o coțofană. Putem să ne luăm, dacă mergem, facem o excursie la băieții ăștia, mergem și ne luăm și noi, să avem doi pui. Voi cred că ați servit pui din ăla cu mulți steroizi și cu ce mai bagă ăștia, că prea v-ați dus pe. Da, nu suntem în altfel acum, da? Iartă-ne. Hai să mai mergem și în alte zone, vă rugăm frumos, da? Da. În alte zone și de pe la noi și de prin străinătate. Uite, la Biden și Putin. Așa, am văzut s-au că s-au întâlnit și da. Domnul Biden i-a făcut cadou domnului Putin o pereche de ochelari de aviator. Da. Și ce i-a mai făcut un? Un bizon, o sculptură de, de cristal, cred. Așa, de zice, o sculptură de cristal, cristal bizon. Bizon, da, pentru că este un, un animal, eu cred că asta vreau să zic, că este foarte imperios și foarte, e foarte tare și foarte cool și sacru. Eu cred că l-a făcut bou pe față, pot să o interpretez și așa, dar mai e o chestie, cred că a fost foarte atent domnul Putin la bizonul ăsta mare, cum zice VV, că el știa povestea de la calul troian și la fel să nu fie în bizonul ăsta niște microfoane puse de domnul Biden. Eu, la mine nu e întrebarea de ce a dat bizonul, că am înțeles, fiecare om are un pește de cleștar de ăsta, un pește de sticlă pe mileu, de ce n-ar fi avut și Biden? Dar nu e asta problema, întrebarea mea este de ce a dat ochelarii? Știu și asta, să-ți răspund. Yes. Să-i bat un apropo care e ochelar de cal așa și că nu o vede decât pe a lui Putin și stânga-dreapta deloc. Puțin câte puțin, vorba aia. Da. Auzi, da? Oare întrebare se las pe, l-a servit cu un ceiuț? Domnul Putin? Da. Nu da. Cred că a servit domnul Biden ceiuț. N-a servit, nu. Nu, nu, n-a vrut. Că am mai auzit că au mai servit și alții și nu le-a fost bine, ni s-a plecat de la stomac. Vreau să vă mai zic o chestie, să mergem puțin în Egiptul antic, dar nu e o știre neapărat, cât o curiozitate extraordinară. Așa. Pe vremea aia, faraonilor, așa. Da, erau sclavii, erau legali, erau normal, da, să ai un sclav al tău. Uneori se măsura puterea, știi, încât, dacă aveai foarte mulți, uh-huh. atunci înseamnă că erai foarte bogat.
Da? Și sper... da. Nu știam. Da. De multe ori sclavii proveneau din lupte pe care le-au pierdut. Uh-huh. Sau, mă rog, îi vindea familia, erau tot erau, felul de... Da, erau tot felul. Ori erau schimbați pe diverse animale, hrană, știi? Ce mi-a plăcut extraordinar de mult este că atunci când erau, nu știu, voi aveți plase de țânțar și de muște acasă, bănuiesc că aveți. Dacă nu, avem ideea asta venită din Egiptul antic, este mult mai ieftin. Luați, nu aveți sclave acasă, că Doamne ferește, dar un membru al familiei pe care vă mai supărați din când în când aveți. Faceți ca faraonii. Ei ungeau sclavii cu miere ca să se ducă muștele la sclav să nu vină la faraon. Doamne, ferește, stai ca faza, tu testezi primul, știi cum se bea șampania, că de ce e turnul ăla cu șampania? De unde și vorba trag muștele la mine? Exact, da. Ca la miere. Asta e ca la miere. Ei dădeau un deget sclavii și faraonul... Bun, mușca și ne-a mai plăcut una, bănuiesc că ați văzut-o pe net, dacă nu pe la televizor. A fost viral, da. Șobolanii din magazin. Da, ați văzut șobolanii care mâncau la magazin, da. Frumos, niște covrigei. Au venit și ei să facă niște cumpărături. Păi da. Ia masa în oraș. Doi șobolani, sectorul 1, București, Dita hipermarketul. Șobolanii erau mega înfometați și au făcut, s-au dus pe niște covrigi acolo. Au făcut și acum... poștă un covrig. Acum am înțeles și eu ce înseamnă să fie coadă la covrigi. Mai erau două cozi la covrigi, e o anchetă în desfășurare și înțeleg că, de fapt, fetelor erau trei șobolani, numai că unul avea intoleranță la gluten și dădea de șase. Stătea la verdețuri, la castraveți. Doamne, dar vă ce situație tristă, adică cum e posibil așa ceva? Sincer? Păi zic de ce. Părerea mea este că e de bine, pentru că în momentul în care un animal mănâncă ceva, înseamnă că mâncarea e... proaspătă, știți, e cățelul, pisica. Animale, da, da. Cum ar veni, e testat. Ce aia zic, covrigii ăia erau cei mai buni din magazin. Și de aici vreau să vă întreb și eu, că era luptă mare pe covrigii aia, la voi în casă, ce dispare prima oară? Ce nu rezistă în frigider? Zmeura. Zmeura, indiferent că ai făcut cumpărăturile azi dimineață. Bă, până seara nu mai e. La uite, la mine brânza, de exemplu. Brânza, nu? Nu? Ieri vorbeam, sau când vorbeam de brânză. Da, da, în fiecare zi noi am mâncat brânză zilnic, da. La mine apa plată sau vinul. Sau împreună, apa minerală și vinul. Nu prea le bem împreună. Păi așa, da, înseamnă că beam roșu, corect? Da. Păi da, nu, da. Ești sora mea sau da. Nu? Sunt. Ești, nu sunt. La mine e simplu, cred că iaurtul, iaurtul și morcovii sau castraveți. Ăștia dispar primii. Adică sunt cel mai ușor de mâncat, știi? Și de asta dispar, nu că aș fi nebunită după... La mine dispar morcovii, că nici nu i-am niciodată. Nu mai apar în frigider, n-am cumpărat niciodată morcovi. Eu decât să fiu și ciorbă, sincer, dar nu fac eu. Ca Teo, și o să zic că berea e primul aliment care îmi dispare din frigider. Da. Adică rezistă cel mai puțin. Vezi? E tare. Bă, dar și șobola niște, ce-l fi zis? Păi voi testați pe noi doar vaccinuri și alte chestii. Stați așa să testați și mâncarea, dacă tot. Dar vreau să vă întreb ceva. Puneți-mi, vă rog, că nu sunt singura nebună care merge la cumpărături pe stomacul gol. Super foame, mă duc și zic și aia, așa, 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 ajung la casă. Asta e prima regulă, când te duci la cumpărături, trebuie să mănânci. Trebuie să te faci, să mergi cu lista, că altfel... Păi mereu cu lista, mereu. Ce să mănânci dacă n-ai ce înainte să mergi la cumpărături? Păi nu, ideea este ca să nu cumperi compulsiv, știi, că atunci când ți-e foame, încep, și de aia. Cumperi orice. Eu oricum nu cumpăr niciodată, că aș cumpăra numai nebunii. Putem să facem un exercițiu de imaginație? Știu că vă e foame, că și mie. Acum, în momentul ăsta, dacă s-ar putea, ce ați mânca? Eu aș mânca niște covrigi de la magazin de acolo, mi-aș dori foarte mult, pentru că au anunțat că nu o să mai fie șobolani de acum, pentru că o să stropească covrigii cu o travă de șobolani și nu o să mai fie. Perfect. Nici covrigi nu o să mai fie, că o să plece câinii cu ei în coadă și aia. Deci atât ați mâncat, doar covrigi, am înțeles. Da. Bine, adevărul e că un covrig cu puțină sana, bun, rău. Sau mandine. Dacă tot o brânzoaică, coale în brâu, ceva de genul ăsta n-ați vrea? Da, mă, dar sarmaua e sarmaua. Consunacul ăla de vi l-am adus luni și sarmale, da. Ăla înmuiat în lapte, că deja s-a... Îmi place foarte mult, Vivi, cum s-a făcut ea, că a făcut sport acum 20 de minute și acum vorbește de brânzoaice, de brânzeturi, de pâini. Să țin situația sub control, că dacă nu aș fi ajuns până la tine cu tot, atât aș fi fost de mare la cât mănânc ceai. O să-ți explic pe perioada pauzei că, de fapt, trupul ăla perfect se face mai mult în bucătărie decât la sală. Rămâneți alături de noi, luăm o scurtă pauză de publicitate.